Îmi doresc un roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru roman, un roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens. Bine v-am regăsit în studioul Roman 24 pentru următoarea jumătate de oră, așa cum am făcut-o pe tot parcursul campaniei electorale. Încercăm să vă ținem la curent cu tot ceea ce se întâmplă în lumea politică, cine sunt candidații pentru funcția de primar, consilier local și consilier județean. Și alături de mine pentru această emisiune l-am pe domnul Lucian Micu. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bună ziua și bine v-am regăsit. De data aceasta în calitate de candidat din partea PNL la Consiliul Local. Dumneavoastră sunteți viceprimar în funcție în momentul acesta. Am făcut foarte multă administrație, măcar și în emisiuni și la birou în primărie. Sunt lucruri care s-au întâmplat în acești 4 ani de când alături de primarul Laurențiu Leureanu ați stat și ați secundat practic la șefia orașului. Da, într-adevăr, iată că în această campanie electorală e pentru prima dată când vin în studio dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație. De-a lungul celor 4 ani am avut mai multe întâlniri în care v-am relatat despre activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul primăriei. A fost o perioadă în care am discutat foarte mult despre activitatea administrativă. Iată că astăzi trebuie să discutăm și despre activitatea politică. Este normal, odată la 4 ani, noi cei din administrația publică să facem și politică, să ne prezentăm realizările și de asemenea să ne prezentăm și proiectele pe care dorim să le implementăm în următorul mandat. În anul 2012, atunci când am pornit pe acest drum alături de primarul Leureanu, inclusiv din campania electorală, ne-am propus o serie de proiecte realiste, o serie de proiecte care să își aibă materializarea la finalul mandatului și chiar urmăream zilele trecute un material pe care l-am avut în campania din 2012, o serie de proiecte un pliant cu proiectele pe care le-am avut propuse pentru mandatul 2012-2016 și am văzut că marea majoritate a lor, aproape în totalitate, au fost realizate. Sigur că avem și la capitolul nerealizări, dar sunt proiecte care nu au intrat încă pe făgașul normal și aici nu din cauza noastră. Aici discutăm despre proiectul reabilitării casei Sergiu Celibidache, precum și Centrului Multicultural Unirea. Acolo unde noi ne-am făcut temele, încă din anul 2014 am realizat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020 pentru acest exercițiu financiar. Aceste proiecte au fost cuprinse în acest program, în această strategie, dar din păcate guvernul de la acea oră nu a semnat acordul cu Comisia Europeană pentru deschiderea liniilor de finanțare pentru aceste proiecte. De fapt, nici până astăzi nu este încă semnat, se desfășoară încă negocieri, sunt pe ultima sută de metri negocierile, însă aceste proiecte sunt realizate, sunt făcute și în momentul în care se vor deschide liniile de finanțare, le vom depune pentru finanțare. Mai mult decât atât, după cum bine știți, la Casa Sergiu Celibidache, alături de Primăria Municipiului Roman, a venit și Ministerul Culturii ca și partener, ceea ce noi va oferi un punctaj mai mare și o siguranță mai mare a eligibilității acestui proiect.
E important să aveți temele făcute din timp, aceste proiecte pregătite atunci când Uniunea Europeană deschide gura sacului cu bani să putem pune da, și noi... Da, dar vedeți, noastră, din păcate, degeaba noi la nivelul administrației publice, și aici mă refer strict la Roman, trebuie să vorbim despre noi, că noi vom candida aici la Roman. Noi ne-am făcut treaba, am avut atunci foarte multe dezbateri, dacă vă aduceți bine aminte, cu mediul economic, cu domeniul sănătății, cu domeniul educațional, cultură, cu mediul da. De afaceri, cultură. Foarte multe dezbateri le-am făcut și cu primarul Leoreanu prin cartiere. Am vorbit și cu oamenii, necesitățile lor, problemele lor, pentru că oamenii, pe lângă problemele mari, investițiile mari la nivelul unei comunități, au necesități imediate, cele din proximitatea lor. Și pe ele le interesează mai mult o bancă, le interesează mai mult o alee, o parcare și așa mai departe, decât aceste proiecte macro. În schimb, și aceste proiecte macro trebuie gândite, sunt tot pentru comunitate și atunci e normal să noi, ca și administrație publică locală, ca și conducătorii acestei primării, trebuie să ne gândim la toate aceste categorii de investiții. Bun, da, când vorbiți, mă scuzați că vă întrerup, dar când vorbim de investiții importante și care s-au făcut, au fost în ultima perioadă discuții din partea contracandidaților sau a romașcanilor care au zis primarul vine acum pe ultima 100 de metri fiind campanie electorală și inaugurează biblioteca municipală, parcarea supraetajată, vă rog. Haideți să vă dau exemplu, în primul rând, cu biblioteca. De ce a fost inaugurată biblioteca tocmai acum? Și am să le dau un răspuns tocmai împotriva lor. Pentru că ei, timp de 6 luni în anul 2011, au blocat acest proiect. Da, păi da. Dacă ei nu blocau acest proiect în cele 6 luni, când se inaugura biblioteca? Acum în afara luni, campaniei da, electorale. Păi atunci, tu ești de vină că blochezi un proiect, acum ai venit să culegi laurii de pe acel proiect, că vezi, Doamne, cât ai contribuit și tu, contești faptul că s-a inaugurat în campanie, dar ești tu artizanul principal a acestei întârzieri. Da, am văzut declarațiile, da. Toată acea întârziere a fost în detrimentul romașcanilor. Nu în favoarea primarului, că și-a făcut el campanie. Primarul n-a spus nicio clipă acolo, votați PNL, votați primarul Leoreanu, votați. Că asta înseamnă până la urmă campanie electorală. Să vii, să spui și să îndemn lumea la vot. Inclusiv la zilele municipiului, mi-aduc aminte că siguranța. Nici nu scria primarul. În alți ani a scris primarul la deci Leoreanu. Deci s-a dorit evitarea pe cât posibil a acestor speculații. Ba mai mult, sunt anumiți contracandidați care au profitat de toată acea lume adunată acolo și au împărțit pliante electorale. Haideți să nu fim ipocriți și să recunoaștem lucrurile care s-au făcut în Roman. Păi s-a spus că parcarea trebuia cu 2 cm mai la stânga, mai la dreapta, mai... Bun. Adică sunt... Haideți să venim cu proiecte. Cărcote astea sunt deja, cărcotele nu mai sunt. Ba că microhidrocentrala a fost luată de pe ape, ba că e ineficientă. Păi acea microhidrocentrală, după cum a arătat și domnul primar și cred că și într-o intervenție la dumneavoastră, păi are toate avizele, toate autorizațiile necesare. Distribuim, da. Deci totul se face în condiții absolut normale. Ba mai mult, facem economii și reușim din economiile de pe toate aceste segmente, am reușit asfaltări de străzi. Deci lucruri concrete, lucruri care se văd. Vi se pare că în această campanie electorală s-a făcut o dezbatere reală pe proiecte sau mai mult au fost, știți, mai avem și un domn care candidează de la Piatra Neamț la Roman, sunt oameni care știu foarte puțin administrație și nu promit energie mai ieftină pentru consumatorii casnici, cum s-a întâmplat în urmă cu 4 ani, dar promit mici pensii crescute, dar pe aproape. Sunt și lucruri care poate oamenii nu știu că un primar nu le poate face. Acum vă dați seama că în campania electorală fiecare decide și alege să-și facă campania așa cum crede de cuvință. Experiența noastră în ultimii ani la Roman a demonstrat faptul că electoratul din Roman este un electorat educat. Un electorat care, căruia nu-i plac în primul rând scandalurile, nu-i plac discuțiile în contradictoriu, ci îi plac proiectele. Proiectele trebuie să fie fezabile, proiectele trebuie să fie ancorate în realitate, proiectele trebuie să plece de la necesitățile oamenilor și de aceea vă spuneam că noi toate proiectele pe care le-am propus, inclusiv cele din 2012, așa cum vă spuneam, pe toate le-am realizat, mai puțin pista de biciclete și dacă o să urmăriți tot programul nostru de atunci... Bun, proiectul vedeți, este acolo. Proiectul este acolo, dar guvernul a tăiat finanțarea pentru acest obiectiv, pentru că noi aveam totul realizat, era vorba de o pistă de biciclete care să plece din cartierul Nicolae Bălcescu de la Pod de la Gădinț și care să ajungă până la ArcelorMittal. Din păcate, când a venit acel nou guvern,
a tăiat fondurile pentru această categorie de investiții, au preferat să facă un alt fel de politică și au tăiat de la investiții. E ok, e viziunea fiecărui guvern, până la urmă își va deconta sau și-a decontat deja erorile din guvernare. Noi trebuie să ne vedem în același timp la noi ceea ce putem să facem în comunitatea noastră. Și vă spuneam că toate proiectele pe care noi le-am propus și cu care în emisiunile viitoare domnul primar va ieși, vă va arăta tipul de proiect pe care se va face, vă va arăta sursa de finanțare pentru fiecare dintre el și mai mult decât atât și termen de finalizare, ceea ce este foarte important. Și așa cum spunea și domnul primar legat de aceste acuzații, eu v-am adus acest argument cu biblioteca pentru că să se vadă cât ipocrizie acolo, cât ipocrizie pe faptul că tu blochezi un proiect 6 luni și după aia că se finalizează în mai, tot tu te plângi. Păi trebuia să-l lasă să se finalizeze în noiembrie și nu era nicio problemă. Așa cum spunea și domnul primar și mi s-a părut un argument corect, păi eu dacă încep un mandat și îți prezint anumite proiecte, da? Vin în fața alegătorului cu anumite proiecte. Și e normal ca unele să se finalizeze mai repede, unele să se finalizeze la final de mandat sau unele, așa cum este corpul B de la Roman Vodă, să se finalizeze într-un ulterior mandat. Fie că discutăm că e mandatul lui Leureanu, că e al lui Micu, că e al lui X, că e al lui Y. Deci sunt anumite proiecte care au anumite evoluții de etape de evoluție. Bun, ștrandul, de exemplu, s-a inaugurat anul trecut, anul trecut. Adică, deși puteau să-l fi pus așa la păstrare, nu. Era păcat pentru astfel de investiții. Contractul normal și acum se termină, se încheia. Acum se finalizează contractul per total investiții. Exact. Dar noi ceea ce am reușit să dăm, să lăsăm liber acces publicului, ne s-a părut absolut normal. Și iată, e foarte corect cum spuneți dumneavoastră, pentru că dacă ne doream doar să fructificăm electoral anumite lucruri, făceam și ștrandul în acest an ca și inaugurare. Nu ni s-a părut ok, nu ni s-a părut normal. Cred eu că ștrandul este unul din obiectivele cele mai frumoase din regiunea Moldovei. Chiar ieri după amiază am fost cu cineva acolo în zonă, niște cunoștințe de la Bacău, au rămas foarte plăcuți, impresionați de ceea ce au văzut acolo. Au zis că sunt condiții de Occident. N-au văzut așa ceva în România, ci poate doar prin străinătate pe undeva, dar prin vestul îndepărtat, nu chiar aproape. În vecinătățile României. Într-adevăr, este un obiectiv cu care ne mândrim, este un obiectiv pe care noi l-am prins ca și proiect în programul nostru pentru 2012-2016 dar nu e singurul, pentru că avem exemplu bibliotecii, avem cele două centuri ocolitoare, avem corpul B de la Roman Vodă, care sigur nu este finalizat încă, dar se vede cum evoluează lucrările și acum se vede cu ochiul liber cine trece pe strada Tineretului, care apropo și strada Tineretului e o stradă complet reabilitată cu asfalt, cu trotuare, cu borduri și arată și are o cu totul altă față. Parcarea supraetajată de la piață, înainte avea 25 de locuri, acum are 48. Sigur că acum cărcotari sunt, că de ce s-a făcut asta și nu s-a făcut aia altă. Au mai fost discuții legate, de exemplu, la microhidrocentrală, că în loc să băgăm bani la microhidrocentrală, putem să băgăm altceva. E o aberație, pentru că sunt lucruri total diferite. Nu comparăm și finanțările sunt total diferite, iar investiția municipiului Roma la microhidrocentrală a fost de 80.000 de euro. Păi, eu cu 80.000 de euro pe care i-am investit acolo, fac economii mult mai mari și realizez alte obiective la nivelul municipiului roman. Dar astea sunt chestiuni pe care trebuie să le cunoști și eu pot să-i înțeleg, pentru că și eu am fost la început din afara administrației publice locale și, într-adevăr, într-un fel se vede de pe margine, exact ca la fotbal. Stai în fotoliu și mănânci semințe. Te uiți la televizor și vezi că ăla n-a dat gol. Deci, bă, n-ai dat gol, nu te pricepi. Hey, când intri tu în teren și lași semințele deoparte și berea deoparte, vezi că e un pic mai greu ca măcar să ajungi la poartă, nu să dai gol. Cam așa și în administrație. Sunt unii care până acum au stat pe fotoliu și au mestecat semințe și acum vin și văd că de fapt în administrație e cu totul altfel. E foarte greu. Și într-adevăr, cu totul altfel se vede din administrație. Să vezi ce impedimente ai din punct de vedere legislativ, pentru că este o legislație foarte schimbătoare, o legislație foarte neclară.
Și atunci trebuie să vezi ce te lasă legea, ce nu te lasă legea. Că am mai văzut și astfel de propuneri, să dăm gratis la toți. Nimeni să nu mai plătească nimic. Nimeni să nu plătească intrare în ștrand, nimeni să nu plătească la cimitir, nimeni să nu mai plătească ieftinim apă. Apa, deși, da, da, deci acolo este un apanaj al Consiliului Județean. E foarte simplu să vii să promiți lucruri oamenilor. Dar oamenii s-au săturat de promisiuni și de astfel de campanie în care nu vii cu niciun proiect, vii numai cu gratuități. Nu e normal pentru absolut nimeni. Trebuie să vii cu proiecte fezabile, așa cum venim noi. Trebuie să vii cu proiecte care rezultă din dezbaterile și din comunicările pe care le-am avut cu oamenii. Și asta, iarăși, este foarte important. Că degeaba vrei să faci tu pistă de avioane la Roman dacă lumea nu e interesată de așa ceva. Ai aeroport 40 de kilometri la Bacău, ai aeroport 80 de kilometri la Iași. Deci nu e asta maximă. Am dat asta cu titlul de exemplu. Mai bine ar fi o autostradă pentru investitori, pentru a atrage investitorii. Este un deziderat al Partidului Național Liberal la nivel de Moldova, la nivel de conducerea Consiliului Județean și vom face foarte multe eforturi ca această autostradă să treacă în vecinătatea municipiului Roman și să nu mai vină alți candidați că ei vor milita să treacă prin Roman autostrada și așa mai departe. Că nu va trece niciodată autostrada prin Roman. Dar vom încerca să avem o autostradă care să lege Moldova de Ardeal și până la urmă să fie o variantă ușoară de traversare a munților, astfel încât dezvoltările și investițiile la nivelul municipiului Roman să continue. Și noi vom continua și vom face eforturi ca și în perioada următoare investitori strategici să vină la Roman. Lucrurile au evoluat într-o direcție foarte bună prin apariția TRV-ului, care este unul din liderii mondiali în ceea ce privește elementele de automotive, și acest lucru, să știți că venind americanii aici în zonă, a generat și interesul altor companii, au văzut că există potențial în această zonă a Romanului, în municipiul Roman, și ulterior vor mai fi astfel de investiții. Am avut o promisiune atunci în 2012 că vom crea 2000 de locuri de muncă. Iată că ne-am atins acest obiectiv prin apariția acestor investitori și vrem ca și în perioada următoare să dublăm această capacitate de producție de la Roman, astfel încât și alți investitori să vină aici în zonă și să creăm noi locuri de muncă. Și înțeleg că și există un interes din partea inclusiv TRV-ului, care de fapt a și cumpărat acele terenuri și clădiri, până acum plătea o chirie. E un fel de angajament luat față de romanii, de obicei lucrează preferă varianta de a nu se stabili. Trebuie să vă spun că e un lucru îmbucurător. Noi în momentul în care am aflat acest lucru, chiar ne-am bucurat și am spus că da, într-adevăr, sunt veniți deciși să stea pe termen lung, sunt veniți deciși să continue investițiile la nivelul municipiului Roman. Am înțeles că deja vor demara lucrările pentru cea de-a doua hală, dar nu e vorba numai de TRV, ci vor mai fi și alte companii care vor mai veni pe această platformă industrială. Și atunci cred eu că acesta este iarăși un lucru foarte important, pentru că de regulă nu e bine să stai într-un singur investitor, e bine să ai mai mulți, mai mici, dar să fie mai mulți. Ca în cazul în care, ferească Dumnezeu, unul dintre ei pățește ceva, să nu fie afectată o categorie mai mare de persoane. Cum s-a întâmplat la ArcelorMittal Steel, care după privatizare și după criza aceasta petrolului am resimțit, eu am văzut cu toții ceea ce se întâmplă. Da, pe noi ne-au preocupat, să știți, ceea ce se întâmplă în mediul privat, în mediul economic, inclusiv la nivelul marilor investitori, marilor companii din România. Petrotubul este un astfel de, ArcelorMittal este un astfel de investitor. Chiar am avut o întâlnire cu conducerea actuală a conducerii, preocupați și noi de discuțiile care existau pe marginea acestei societăți. Am primit asigurări că ei totuși își doresc să continue activitatea la nivelul companiei. E într-adevăr o problemă legată de piața petrolului din această perioadă și pe lângă aceasta și de această concurență foarte mare China, de pe piața asiatică, da, în speță China, unde nu reușim să venim cu un preț competitiv. Ei se reorientează la nivel de strategie a companiei, se orientează și pe piața europeană, vest-europeană, caută soluții pentru produse noi, astfel încât să dea utilități noi acestei activități și speră că într-un an, doi, lucrurile să intre pe un făgaș normal, chiar dacă au mai fost o serie de plecări voluntare în momentul de față din cadrul companiei, speră că în perioada
următoare să facă angajări care să aducă capacitatea de producție la un nivel cât mai ridicat. Spuneați și dumneavoastră și toți cei care ne urmăresc și știu câtuși de puțin ceea ce înseamnă administrație publică, faptul că unii dintre contracandidații Partidului Național Liberal vin cu niște proiecte care nu sunt reale. Eu chiar spuneam la un moment dat că poate ar trebui ca fiecare candidat să treacă de un mic test legislativ, măcar să știm atribuțiile unui consilier local, consilier județean sau unui primar atunci când candidezi. Și vreau să vă întreb, pe lista PNL-ului, oamenii sunt pregătiți? Dumneavoastră aveți clar o experiență în administrație de 4 ani, știți cu ce se mănâncă, între ghilimele. Primarul a demonstrat în ultimii 8 ani că știe, alături de echipa din primăria Roman, ceea ce trebuie făcut. Ce se întâmplă cu ceilalți parteneri ai dumneavoastră din echipa PNL? Da. Noi am încercat să facem o listă de consilieri cât mai echilibrată, cât mai reprezentativă. Am luat alături de noi și o serie de consilieri care au fost în ultimul mandat, tocmai prin prisma experienței pe care au și știu exact ce înseamnă o activitate din Consiliul Local. Pe de altă parte, am încercat să atragem alături de noi și tineri, pentru că și tinerii reprezintă o categorie importantă de cetățeni ai municipiului Roman și vocea lor trebuie să se facă auzită. Am luat alături de noi și o serie de doamne care provin din mediul educațional, pentru că și aici avem o serie de necesități și e foarte bine ca vocea lor de asemenea să se facă auzită în Consiliul Local. Avem și pensionari, avem și oameni din mediul de afaceri și sigur că în momentul în care noi purtăm discuții atât la nivelul conducerii de partid, cât și în cadrul ședințelor de comisii de la Consiliul Local, încercăm să le aducem la cunoștința consilierilor toate impedimentele sau acele amendamente pe care dumnealor și-ar dori să le propună. Unele se lovesc de impedimente legislative, altele operaționale sau altele chiar se pot materializa în amendamente, pentru că sunt amendamente foarte bune. De aceea am zis că e foarte important ca să avem alături de noi oameni cu cât mai multă experiență, din cât mai multe domenii de activitate, astfel încât experiența lor de viață, experiența lor profesională să poată fi transpusă în proiectele de hotărâre pe care noi le realizăm la nivelul Consiliul Local. În urmă cu 4 ani, echipa primarului Laurențiu Laureanu a candidat alături de UNEPR în acea alianță apel pe vremea regretatului președinte Culiță Tărâță, romașcan de al nostru. Atunci, în proiectul, cum mi-aduc eu aminte, în 2012, s-au semnat mai multe parteneriate cu Consiliul Județean, promisiuni care s-au respectat în mare parte. Au venit bani pentru spital, biblioteca, slavă Domnului, a reușit să obțină toată finanțarea de la Consiliul Județean. Aici la spital avem o emoție, înțeleg, cu aparatul de radiologie care încă n-au venit și a doua tranșă promisă. Credeți că, cum vedeți colaborarea cu, cum ați văzut-o pe cea cu actuala conducere de la Consiliul Județean și da, pe viitor cum? Din păcate, în ultimele 6 luni nu a mai existat colaborare cu conducerea Consiliului Județean. Nici sigur măcar cu romașcanul nostru, adică avem un vicepreședinte. Din punct de vedere electoral putem să înțelegem anumite lucruri, dar vor trebui să explice romașcanilor de ce romașcane, având la conducerea acestui Consiliu Județean, nu am făcut nimic pentru municipiul Roman. Este foarte adevărat și aici vă spun că și în perioada 2008-2012, alături de domnul Vasile Pruteanu, au venit foarte mulți bani de la Consiliul Județean. Bun, erați în aceeași partid, poate, mă gândesc sigur că au contat asta. Poate ar conta și asta, dar ulterior, când ai romașcan la conducerea, și asta voiam să vă spun, fie el și din același partid, nu contează, dar este romașcan în primul rând și trebuie să facă ceva pentru oraș, nu pentru partid. Investițiile toate care s-au făcut în oraș nu s-au făcut la Laureanu acasă, s-au făcut în municipiul Roman. Sunt investiții pentru Roman. Aici, Muzeul Științelor Naturii din Parcul Municipal,
eu știu, Casa Fălcoianu care a fost cumpărată, la spital câte investiții au fost reabilitate. Prima parte a arterei, de fapt, a fost acel segment. Deci foarte, foarte multe investiții care au fost și care au fost finanțate de Consiliul Județean. Și, repet, toate aceste investiții au fost făcute pentru Romașcan, pentru utilitatea romașcanilor, nu pentru cineva personal sau pentru interese personale. Bun, da, din partea PNL candidează un deputat care s-a născut la Iași. Oamenii spun... Da, ce importanță are cine s-a născut, unde s-a născut, că banii doar nu o să-i ducă la Iași. El este președinte Consiliului Județean Neamț, indiferent că este născut și nu este născut la Iași, este născut undeva prin Suceava, dar nu asta e important. E important ca un om care vine într-o comunitate, păi așa și un ministru, da? Un ministru provine, eu știu, dau un exemplu, provine de la Dolj. Da. Trebuie să dea bani numai acolo, nu? Nu neapărat să dea bani numai acolo, dar nu mai poate fi ministru pentru că e de la Dolj sau cum? E pe același principiu până la urmă. Aici nu e o funcție care spune că trebuie neapărat să am domiciliu acolo ca să pot să îmi desfășor o activitate în condiții normale. Eu, dacă sunt competent, pot să îmi desfășor activitatea oriunde. Domnul Alin Antochi a fost secretar de stat la București. Da? Asta l-a împiedicat ca fiind din Roman să nu-și desfășoare activitatea la București. Pe același principiu și aici. Nu are absolut nicio importanță. E important că aducem în fața oamenilor persoane care sunt competente, persoane tinere și care au viziune și au dorință de a face lucrurile să se miște. Asta e cel mai important. Și în acest parteneriat, primar, Consiliul Local PNL, Consiliul Județean PNL, e foarte important ca Romanul să se dezvolte în continuare. Aveam această certitudine că duminică, 5 iunie, romașcanii vor vota alături de primarul Laurențiu Leoreanu, vor vota echipa acestuia PNL la Consiliul Local și vor vota echipa primarului Leoreanu PNL la Consiliul Județean Neamț. Este cel mai important din acest punct de vedere. Este important să conștientizăm tot că în momentul în care îi dai omului și Consiliul Local și Consiliul Județean, are alte pârghii, are altă autoritate de a atrage fonduri la nivelul municipiului Roman, fie că vorbim de fonduri la Consiliul Județean, fie că vorbim de fonduri de la guvern, fie că vorbim de fonduri europene. Ai o echipă puternică în spate, atât administrativă la nivelul primăriei municipiului Roman, cât și o echipă politică care să te susțină în viziunea și în proiectele pe care le ai, cu siguranță rezultatele sunt favorabile. Chiar am mai fost acuzați că am avea buget de 11 ori mai mare. Aparte faptul că nu e adevărat că... Dar pe lângă acest lucru, chiar așa să fi fost. O fi el de 11 ori mai mare. Dar să înțeleagă contracandidații noștri că noi am muncit de 11 ori mai mult ca să avem bugetul ăsta. Păi noi stăteam nopțile în primărie și munceam la proiecte. Dimineața la ora 4 primarul semna actele și pleca la București, la minister. În timp ce alții stăteau bine mersi și dormeau acasă. Bun, e și treaba unui primar până la urmă să facă lucrul acesta. Păi da, și de ce să-l acuz că a muncit și a atras fonduri, de ce să-l acuz că are fonduri mai multe? Păi da, am avut fonduri mai multe, poate, dar am muncit pentru ele. Bun, să le atrag. Asta sunt important, că au venit foarte multe fonduri europene care ne-au salvat, pentru că, practic, un buget al unui municipiu nu poate să le ține pe toate. Nu poți să rezolvi dintr-un buget al unui municipiu cum e Roman, să rezolvi câte lucruri s-au rezolvat. Păi asta ce denotă? Că primarul și-a făcut treaba, a muncit foarte mult pentru a avea acest buget foarte mare și iată că, drept dovadă, Romanul s-a schimbat la față în totalitate. Nu-l mai recunoști. E pe același principiu. Sigur că noi, cei care locuim în Roman, nu vedem modificările care se întâmplă zi de zi. Bun, poate este o obișnuință, poate percepția este cu totul alta. E același, ai un copil mic acasă, timp de un an de zile, nu-ți dai seama când crește. Dar când îți vine o rudă și îl vede după un an, zice, wow, ce modificare. La fel și la Roman. Când vin cei din străinătate și văd modificările care s-au făcut la Roman, zice, începe să devină un oraș de nerecunoscut. Nu mai știu pe unde stau, nu mai știu pe unde... Deci sunt și lucruri importante. Păi corpul B de la Roman Vodă închis din 1996. Închis din 1996. Iată că din această toamnă copiii noștri vor reveni la școală în acest corp. Strada Ștefan cel Mare, da? Închisă la fel, 10-15 ani. Pinolul într-o parte. Acum, bine mersi, se circulă pe ea. Drum deschis publicului. Da, cu iluminatul cu LED-uri. Iluminatul cu LED-uri și așa mai departe. Și modern și tot ce trebuie. Și lucrurile vor continua. Eu sunt convins că duminică 5 iunie romașcanii vor vota cu primarul Laurențiu Loreanu, vor vota la Consiliul Local cu Partidul Național Liberal și de asemenea și la Consiliul Județean vor vota cu PNL, Partidul Național Liberal, pentru a avea un președinte care să sprijine proiectele pe care Romanul va dori să fie finanțate. Când spuneți de viziune și de această strategie până în 2020, e foarte important, am văzut că la nivel național, cel puțin, vine un guvern
aplică o strategie timp de un an, următorul an se schimbă guvernul, se lasă totul baltă, ceea ce s-a reușit până atunci și se vine cu alt proiect. E important să avem o continuitate, măcar, nu știu, pe 5 ani, pe 10 ani, dar măcar 5 ani aș spune pentru... Tocmai asta este și ideea acestei strategii de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, aceea de a crea un cadru pentru proiectele pe care se doresc a fi implementate la nivelul municipiului Roman. De aceea ni s-au părut foarte importante și acele dezbateri pe care le-am făcut în acea perioadă. A fost o perioadă foarte intensă. Noi, la nivelul administrației, am identificat anumite necesități. Toate aceste necesități identificate de noi au fost discutate cu partenerii noștri. Unele dintre ele chiar au suferit modificări, pentru că nu coincidea viziunea noastră cu necesitățile reale existente din partea specialiștilor. Din partea specialiștilor. Și atunci, sigur că toate le-am luat, le-am modificat, le-am armonizat și de acolo a ieșit un proiect, un cadru, o strategie pe o perioadă lungă de timp și care este un act premergător și absolut obligatoriu pentru obținerea de fonduri europene. Eu degeaba îmi doresc acum mâine să pun o stație de satelit pe lună, dacă nu am prevăzut în strategia de dezvoltare. De-aia vă spuneam că toate proiectele noastre sunt ancorate în realitate. Sunt proiecte rezultate din dezbaterile cu cetățenii, din dezbaterile cu specialiștii din diverse domenii și atunci, automat, toate aceste proiecte se vor regăsi în programul nostru pentru perioada 2016-2020 și mai mult decât atât, nu numai că se vor regăsi în program, dar vor fi și implementate. Mulțumim foarte frumos pentru opiniile exprimate. Mulțumim și celor care ne-ați urmărit. Rămâneți cu programele Roman 24. În următoarea emisiune electorală vom avea invitat pe Laurențiu Dan Leureanu, actualul primar al Romanului, cel care, așa cum spunea și invitatul meu, va veni clar cu proiectele, cu termenele și cu sursa de finanțare pentru a vă explica ce urmează să ni se întâmple până în 2020. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit! Îmi doresc un roman de care copiii mei să fie mândri. Îmi doresc un roman frumos, un roman cu oameni educați. Îmi doresc ca Romanul să fie un oraș prosper, în care romașcanii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Îmi doresc un roman performant în toate proiectele pe care și le-a propus. Îmi doresc un roman frumos, ca ziua de astăzi. Îmi doresc un roman curat, un roman al romașcanilor. Îmi doresc ca Romanul să devină un oraș european prin folosirea energiei neconvenționale. Îmi doresc un roman sigur, un roman european. Îmi doresc ca Romanul să rămână un oraș curat. Îmi doresc ca această comunitate, unde m-am născut, să fie o comunitate bazată pe proiecte durabile. Îmi doresc să continuăm pentru un oraș european. O echipă pentru Roman, un Roman pentru marea familie. Laurențiu Dan Leureanu și echipa liberală. Cu noi, viitorul are sens.